22 de profesori de la instituțiile preuniversitare din Raionul Șoldănești s-au încadrat activ în cadrul concursului Pedagogul Anului, prezentarea portofoliului Orele publice cu o clasă străină și inteligența profesională. Acestea au fost etapele concursului, dar și prin jurământ profesorii au menționat că își iubesc meseria, iar elevii sunt cei care îi motivează să depună cât mai mult suflet în munca de pe băncile școlii. Eu, Veschier Lidia, pe onoare jur, unde nu m-aș afla, voi menține prin toate mijloacele de care dispun onoarea profesiei didactice. Educația va fi piatra de temelie în modelarea personalității elevilor, fiind cea mai puternică armă folosită pentru a schimba lumea în bine. Conform totalurilor la cele 6 arii curriculare, învingătorii concursului au devenit Galina Caba de la Răspopeni, Georgeta Brânză de la Liceul Teoretic Alexei Mateievici din Șoldănești, Lidia Beschier de la Dobrușa, Ilona Tâltu și Mariana Groza din Cotiujenii Mari. La aria curriculară, limbă și comunicare, dumneavoastră ați ocupat locul întâi. Groza Mariana, profesoară în Liceul Teoretic Cotiujenii Mari. Activez pe tărâmul pedagogic de 11 ani. Ce v-a determinat să deveniți profesoară? Am observat în profesie de pedagog o creștere intelectuală zi de zi. În ce măsură salariul vă motivează ca să depuneți mai mult suflet în munca pe băncile școlii? Când ne motivează, nu este corect, fiindcă salariul în ziua de astăzi este foarte mic pentru un profesor. Această putere, energie care o am, nu mă lasă ca să nu desfășor lecții interesante, care să-i atragă, să învețe, să aplic strategiile cunoscute pentru ei. Care este deosebirea dintre elevii de astăzi în comparație cu cei pe care ați învățat acum 10 ani? Elevii din ziua de astăzi au mai multe posibilități. Cunosc calculatorul. Cei cu 10 ani în urmă lucrau mai mult în bibliotecă, dar erau un plus, fiindcă citeau zi de zi, citeau cărți. Mă numesc Tâltu Ilona, sunt profesoară de biologie în Liceul Cotiujenii Mari și în gimnaziul Dobrușa. De mică mi-a plăcut copiii, mi-a plăcut să lucrez cu dânșii, avându-i ca elevi inițiali pe frații mei mai mici. Care este deosebirea dintre elevii de astăzi și cei pe care ați învățat cu vreo 10 ani în urmă? Poate emoțiile de atunci m-au făcut să cred că elevii de cândva erau mai atenți, mai stăruitori, mai dornici de carte. Un profesor de la sat este mulțumit de salariul pe care îl primește? Nu putem spune că suntem mulțumiți, deoarece prețurile sunt în permanent creștere. Sperăm că cu timpul se vor mai majora. Gheorghe Dandara, director la Direcția Învățământ Șoldănești, spune că anul acesta concursul s-a desfășurat la un nivel mai înalt, atât prin organizarea evenimentului, cât și prin prezentarea participanților. Pregătirea generală a fost la un nivel mai bun ca în anii trecuți, dar eu sunt sigur că geografia se va lărgi la anul viitor, mai ales că consilierii raionali au avut dăruirea aceasta ca să mărească chiar premiul 1, 2, 3, noi am fost mai modești. Solonar Valentina, învăț în Liceu Teoretic Alexei Mateievici. Mie îmi place cel mai mult profesor Cancer Olga, pentru că ea este profesoară de limba română și este foarte bună. Doamna Ciorbă Valentina este foarte blândă cu mine și îmi place foarte mult de dumneavoastră. Răbovil Mihail Igor din satul Văduraș. Mi-a plăcut de profesoara de limba română, Ciorici Elena, și stimez mult profesoara care mi este și dirigintă, Pavalache Galina. Bahna Ana și înveț în Liceul Teoretic Alexei Mateievici. Îmi place cel mai mult profesorul Iurcu Elena, care este și dirigintă, deoarece tot timpul ne înțelege, tot timpul ne ajută. Cum ar trebui să arăte un profesor perfect în opinia ta? Civil, cu minte, frumos. Cum este mamica mea, așa ar trebuie și să fie și profesorul. Să fie inteligent, să aibă propria modalitate de a preda o lecție, ca fiecare elev să-l iubească. Să înțeleagă elevii, să intre cu ei în discuție, să nu fie răi, așa cred. Învingătorii concursului vor participa și la etapa republicană. De la Șoldănești, pentru Forța Junimii, Andrei Bordian. Și doi de profesori de la instituțiile preuniversitare din Raionul Șoldănești s-au încadrat activ în cadrul concursului Pedagogul Anului, prezentarea portofoliului Orele Publice.